Provocările pentru un meteorolog previzionist sunt foarte mari pentru că această nouă realitate reprezintă semnalul de alarmă pe care comunitatea științifică meteorologică îl trage de foarte mulți ani cu privire la consecințele încălzirii globale, creșterii temperaturii medii, pentru că acest lucru înseamnă o frecvență din ce în ce mai mare a fenomenelor meteo extreme. Înseamnă această alternanță cu care ne confruntăm, această trecere rapidă de la un aspect al vremii la altul, această trecere de la perioade cu încălziri masive, cu încălziri bruște, la perioade cu răciri la fel de semnificative. Și în tot acest context, toată această circulație foarte rapidă a aerului, ca urmare a unui surplus de energie ce există în sistem, care se consumă în diferite forme și maniere, duc la apariția fenomenelor meteorologice, care de cele mai multe ori au o intensitate din ce în ce mai mare și o frecvență la fel mult mai ridicată, pe care noi meteorologii previzioniști trebuie să îi anticipăm.